Prima zi de grădiniță s-a dovedit a fi extrem de dificilă pentru o parte din copilașii grădiniței cu program prelungit Curcubeul Copiilor din Arad. În timp ce unii dintre aceștia au trecut de la teroare și spaimă la plânsete și țipete, alții cu greu s-au dezlipit de brațele părintelui pentru a se refugia în cele ale doamnelor educatoare. Părinților care acum încep grădinița, le-aș da următorul sfat. Sigur că suferința nu se diminuează dacă se rup brusc de copilaș. Însă, dacă rămân atașați foarte mult timp pe lângă ușa clasei, pe lângă ușa grădiniței, să zicem, suferința sau agonia copilului se întinde. Ca atare, le-aș dori putere de a-i lăsa pe mâini bune în clase cu doamnele educatoare. A câta generație de lacrimi? A doua generație. Cam cât durează această situație? Depinde de caz. Și ce remedii aveți? Jocuri, liniștiri, răbdare. Multă răbdare, aș spune. Multă răbdare. Deocamdată, în cazul nostru, situația este sub control. Deocamdată, da, până sunt eu prezentă. Ce va fi după, vom vedea. Sperăm să fie bine. Lacrimile vă vor înduioșa? Sper să nu. Sper să mă pot abține. Prima dată a fost mai bine. Nu am avut așa episoade din astea de plâns. Acum, nu știu, ne-au copleșit emoțiile și se pare că da, o să trecem cu bine. În tot acest timp, alți copii s-au acomodat destul de repede. Este și cazul Marei, care, începând de astăzi, este unul dintre fluturașii grădiniței Curcubeul Copiilor. Cum ți se pare aici la grădini? Bine! Bine! E frumos? Da! Jucăriile, ai reușit să le vezi? Da! Ți se par drăguțe? Da! Până la urmă, situația s-a mai destins, mai ales că în curtea grădiniței copilașii din grupele mai mari s-au pus pe cânt și joc. Atmosfera de sărbătoare, presărată din plin cu emoții, s-a regăsit și în celelalte unități de învățământ din județul Arad. Mai ai emoții așa la începerea anului școlar? Da. Mari? Așa. Vacanța cum a fost? Destul de ok. Și cu ce gânduri începi tu noul an școlar? Păi să avem medii mari toți și să fie bine. Să ne revedem, profesorii. Ce amintiri te leagă pe tine de prima zi de școală, acum că ai terminat capitolul? Multe cărți în bagaj mare și doamna dirigintă, cam atât. Și emoții au fost în fiecare an? Doar în primul. Aproximativ 65.000 de preșcolari și școlari din Arad au răspuns azi chemării primului clopoțel din noul an școlar.